milion de euro a rezolvat problema care îi deranja pe localnicii din comuna Văculești. După o lungă perioadă de chin cu drumurile de pământ bombardate cu gropi, văculeștenii în sfârșit se pot bucura de un drum cu adevărat de calitate. Termenul a fost de 5 luni în contract, dar având în vedere că a fost perioada de iarnă, că nu s-a putut lucra, deci alea nu s-au luat în calcul. Concret, este vorba de un tronson cu o lungime de 5,4 km, iar termenul stabilit pentru realizarea lucrărilor a fost de un an. Inundațiile din 2010 au distrus multe drumuri din comună, inclusiv și cel reabilitat, care în urma fenomenelor meteorologice a fost degradat în proporție foarte mare. Lucrările au fost efectuate de o firmă botoșăneană, iar valoarea investiției s-a ridicat la 1,3 milioane de euro.